Salutare tuturor și pam pam pam! Imaginează-ți că ai o capibara și capibara ta nu are nicio superputere pentru că este o capibara normală. Ei bine, ce dacă este un capibara vânător? Sau un capibara cântăreț? Sau capibara cu o suliță? Da! Ei bine, în jocul de astăzi noi putem fi o capibara puternică și trebuie să ne apărăm de monștri. Așa că, înainte de a continua, v-aș ruga să lăsați un like neapărat. Și acum haideți să vă arăt că eu sunt această capibara drăguță aici. Aici locuiesc eu, da, aici sunt și prietenii mei. Facem aici o băiță împreună. Bă, ce șmecher, uite-l pe George, el doarme. Andrei încă este acolo și Elena încă se uită la noi. Am inventat numele astea acum, nu așa cheamă. Bun, capibara noastră se va duce într-o aventură, dar fiți atenți. Oh, ăsta e capibara tata, este un pic mai bătrân. Noi ne ducem aici sus și fiți atenți, aici avem 4 statui din câte puteți vedea. Ăsta din mijloc nu este statuie, ăsta cred că suntem noi, că nu avem nicio superputere. Dar, dacă intrăm aici, uitați, avem o superputere. Ce face superputerea asta? Ei bine, trebuie să mergem puțin mai sus, în zona de luptă, ca să o testăm. Stați să vă arăt ce pot să sar, uitați. Wow! Bă, ce-am sărit. Ia să vedem cum atacă capibara noastră. Hop! Oh, deci capibara noastră atacă așa. Ok, bun, haideți să schimbăm superputerea, să vedem ce superputeri mai sunt. Pentru că după ce ne-am ales superputerea, o să ne ducem la luptă. Bun, deci am fost prima, acum hai luăm pe ăsta cu sulița, bă, cum arată. Bun, haideți să mergem aici la zona de test, să vedem cum atacă capibara noastră cu sulița. Hop! Aha, deci cu sulița pur și simplu lovim. Deci înainte aruncam cu ceva chestii, acum doar lovim. Ok, 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 mamă, unde m-am dus. Acum mergem să încercăm a treia putere pe care o putem lua. Să nu uitați că la final putem rămâne doar cu una. Deci trebuie să ne alegem care este cea mai bună. Mamă, ce asta? Capi ninja? Vai de capul meu, ce șmecher arată. Bun, haideți rapid să vedem cum arată și ăsta. Ia, arată-mi. Bă, vezi că atacă mișto. Dar atacă foarte încet. Adică atacă mișto, dar încet, adică durează foarte mult până începe iar să atace. Bun, și acum să vedem și ultima statuie care, dacă nu greșesc eu, da, este un capi cântăreț. Ha! Uitați-vă la mine cum arăt, e prea tare jocul ăsta, mă. Bun, haideți să vedem cum este puterea. Ia! Oh, deci cântă. Ok, 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 arată interesant. Ce ziceți să alegem? Capii ăla primul cu mingea, capii cu sulița, capii ninja sau capii cântărețul? Bă, eu zic să încercăm capi sulița prima dată. Să vedem cum funcționează. Și acum trebuie să venim aici, dacă nu greșesc, și să alegem nivelul, arena. Îi dăm așa, confirmăm și acum intrăm la luptă. Să vedem cât vom supraviețui. Haide, capibara la luptă. Ok, deci chiar sunt curios cât vom supraviețui. Ok, oh, trebuie să stăm în viață 15 minute, cred că aia scrie acolo sus. Bun, și vin ceva monsuleți, uite de ăștia, și batem. Și vedeți că pică câte un ceva albastru din ei. Ei bine, cu astea eu fac nivel. Sus vedeți nivelul meu, am dat level up. Și când dau level up pot să-mi aleg o putere de fiecare dată. Și uite, de data asta o să aleg să-mi crească viața. Bun, avem mai multă viață. Și acum iarăși ne batem cu monstruleții ăștia. Și vrem să facem level up cât mai rapid, ca să ne alegem cât mai multe puteri. Pentru că la început este ușor, dar mai târziu o să vină foarte mulți monștri. Bun, hai să vedem ce pot alege. Uite, ceva boomerang. O să dau cu ceva boomerang, ia să vedem cum funcționează. Bă, ce... A, bă, asta e șmecher. Bă, vezi că e șmecher. Hop, avem și puterea asta de a sări foarte rapid. Bun, bă, capibara cu sulița, vezi că e puternică. Și da, mi s-a părut destul de interesant jocul ăsta, e și cu capibara și nouă ne plac capibarele. Și am zis că trebuie să încercăm. Putem vedea că am omorât 20 de monștri până acum. Așa că să vedem până unde ajungem. Jocul o să devină foarte greu mai târziu, atâta vă zic, gen, o să fie super, super greu. La nivelul ăla în care efectiv o să mai rezistăm. Și trebuie să ne upgradăm cât mai rapid, să fim cât mai buni. Așa că omorâm cât... Opa, opa! Uitați că m-a lovit zombiul ăla. Sau nu e zombie, ce este? Sau e zombie? Nici nu știu. Mai târziu o să vină și alți monștri, ceva scheleți. Stați un pic. Haideți să nu upgradăm acum damage-ul, să dăm mai mult damage. Așa, că acum îi omorâm dintr-o lovitură. Dar gen, mai târziu fiți atenți că nu o să mai omorâm nimica dintr-o lovitură. Ok, sunt nivelul 3. Uite, uite, au început să vină mai mulți. Ceea ce e bine, adică facem mai rapid XP. Hop. Viața mi se reîncarcă sau trebuie să upgradez ceva să mi se reîncarce și viața? Cred că trebuie să upgradez și ceva, așa că o să fiu atent când iarăși îmi dă să dau upgrade. Să pot să aleg să-mi crească viața. Ia, stai un pic. Cu aici trag cu ceva. Ceva, ok, 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 o să dau asta, ceva cu șarpe. Ia, ce se întâmplă diferit? Poate trebuia să citesc. Las ceva venind, vedeți? Oh, ce șmecher! Bă, șerpea a vin să atace locul meu. Asta e de... asta e tare, asta e tare. Uite, acum văd că aruncă și de alea roșii. Cred că alea roșii îmi dau mai mult mai multă experiență și fac mai rapid level, presupun. Hop, hai să batem pe ăștia doi. Mamă, ce v-a dus. Bă, e puternică capibara noastră. Are suliță, are șerpi veninoși, are efectiv bumerangul ăsta. Și mi-a dau și eu level up. Bine, mă, noi să citim ce avem aici. Drops in a circle that spins around. Deci asta e ceva ce mi se învârte în jur și cred că o să mă apere. Ok, asta dă cu pumnii. Hai să dăm cu pumnii. Să vedem cum arată când dăm cu pumnii. Bă, ok, ok, bă, vezi că l-am făcut puternic. Vezi că l-am făcut puternic. Vezi că nu ne mai bate nimeni. Bă, ăștia sunt moștii noi. Mă, ce? Și uite, nu mor dintr-o lovitură. Peștișorii ăștia. Bă, câți vin? Mă, ce se întâmplă? Ai de capul meu, v-am zis că trebuie să dăm upgrade din timp. Că uitați, vine sfârșitul lumii. Ok, va trebui ceva să-mi crească și viața. Un upgrade de la să dăm, să-mi crească viața. Pentru că momentan nu pare să-mi crească viața, stă acolo. Ceea ce nu e de bine, că mi-am luat damage și nu mai urcă. Ok, avem niște mari probleme pe aici. Vin foarte mulți și ăștia nu mai mor dintr-o lovitură, ceea ce e destul de nașpa. Abia mai fac puncte de level up. Bă, v-am zis eu că devine greu jocul, dar nu m-am gândit că atât de greu. Ok, o să încerc să mă duc pe aici unde am omorât deja, să colectez XP-ul. Așa, rapid să fac level up. Bum, 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 level up. Ceva ca să-mi crească viața, te rog. Movement speed. Să cresc viteza cu care mă duc? Hai că cresc viteza, că nu mi-a dat nimic de viață. Mi-a dat acolo doar să-mi cresc viața. Adică să o cresc, să fie mai... cum să vă zic? Să am mai multă viață în total. Dar eu vreau să-mi crească viața așa de una singură, cât timp nu iau damage sau ceva de genul. Vine sfârșitul lumii. Ha, ce e ăla? E ceva în jos. Uite, un pepene. Mi-a crescut viața de la pepene. What? Ce e aici? Ce se întâmplă? Nu știu ce e asta. Hai să vedem ce se întâmplă când se încarcă. Ho! Primesc ceva? Bine, mă! Oh, level up! Oh, vezi că s-au fost bun! Vezi că s-au fost bun! Mamă, parcă dau mai mult damage. Iar am făcut level up, să vedem. Heal buff. Increases heal buff. Cu ăsta oare cresc viața? Damage? Oare cu ăsta cresc viața? Cred că cu ăsta cresc viața. Ok, cred că am luat la cu ce-mi crește viața în sfârșit. Mamă, ce e aici? Mamă, frate, ce e aici? Dar ne descurcăm bine, vedeți? Ok, deci, nu știu dacă o să se vadă din când în când pică câte un pepene jos. Aparent dacă mănânc pepenele îmi crește viața. Ok, hit back at your foes, given them chills when you get hit, nu știu ce. Ok, deci pot upgrada pumnii să fie mai puternici. Pot upgrada să primesc mai multă viață. Hai să primesc asta cu mai multă viață, că o să avem nevoie de viață. Și dacă, practic, dacă nu avem viață, pierdem, murim și fiți atenți. După ce murim, pierdem de tot. Adică toate upgrade-urile astea pe care le-am făcut noi aici cu capibara noastră sulițoasă. Capibara sulițoasă. Mamă, ce nume i-am dat. Ok, stai un pic. Constantly spins around you, nu știu ce, boomerang. Upgradăm boomerangul sau mai upgradăm să creștem mai multă viață? Am dat iarăși la viață. Am dat să avem multă viață. Hai să colectez și astea de XP. Și da, ziceam de capibara noastră sulițoasă. Ei bine, dacă am murit, am pierdut tot, fraților. S-a terminat. Trebuie să o luăm de la început. Bun, pot upgrada șerpii. Pot upgrada pumnii. Pot upgrada ceva meteorit să se vârte în jurul meu. Cred că o să upgradez meteoritul ăsta. Adică, nu l-am upgradat, ci acum am primit meteoritul. A, vedeți, pică meteorit. Ok, oare chiar mă ajută? Poate să mă ajute când sunt mai mulți, că momentan dă în cam nimica. Sper să ne ajute puțin mai târziu. Am mâncat un pepene, mi-a crescut viața, nu știu dacă a săzut. Ok, iar am primit upgrade, să vedem. Bă, o să dau upgrade la viață. Am dat la viață destul. Haideți la boomerang acum, că e bun boomerangul ăsta, că tot dă în ei. Așa, mă, suntem level 11 și uite, supraviețuim deja de 5 minute. Mă întreb ce se întâmplă după ce supraviețuim cele 10 minute, gen. Oare terminăm? Trecem mai departe? Ce se întâmplă? Ok, am și 300 de bănuți, văd că. Ce fac cu bănuții? Foarte bună întrebare, pentru că chiar nu știu. Ok, ok, văd că vin mulți pe aici. Haideți să dăm damage. Ho, în sfârșit un upgrade. Bă, o să upgradez acum viața. Hai că mi-am upgradat viața. Acum mi-am upgradat să am mai multă viață în total, gen. Trebuie să stăm bine pe viață, că altfel e jale. Cu J mijlociu, J mare, gen, da, nu există J mijlociu. Ce vorbesc aici, nu știu. Hai să vedem, capibara sulițoasă dă cu sulița. Bă, dar vin mulți, frate, uite un pepene acolo. Cred că am nevoie de el, așa. Bă, frate, dar vin mulți, ok, am fugit încoace. Cred că începem să avem niște mici, mari probleme. Pentru că vin foarte mulți, încerc să, ok, na bun. Hai să dăm upgrade la damage, bă, că l-am mai dat de multă vreme la damage. Acum vom da mai mult damage, deci asta înseamnă că se omorâm mai rapid, adică sper că asta înseamnă. Opa, cred că am nevoie de un pepene ca am pierdut niște viață. Sau... Wow, 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 fraților! Uite pepenele ăla! Hai să-l iau! Pepenele, pepenele, așa, bun, mi-a crescut viața. Hai că stăm bine, level up imediat. Bine, 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 bine. Ce upgradăm? Asta e întrebarea mea. Să ne mișcăm mai rapid? Hai că am upgradat asta, să ne mișcăm mai rapid. Ok, ne-a crescut viteza puțin. Tare puțin, dar ne-a crescut. Iau ăsta și dau înapoi, ha, așa. Încerc să iau cât mai multe puncte, să dau level up cât mai rapid, să mai upgradăm chestii. Doar că problema este că dăm level up tot mai greu. Mamă, câte puncte pe aici. Hai, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Doi cu pumni, trebuie să upgradez ceva ca să omor mai rapid. Mai mult damage sau mai multe șerpi? Hai dau ăștia șerpi ăștia să mai crească. Na bun, și că o să vină mai rapid șerpi acum. Un pic mai rapid, nu cu mult mai rapid, un pic mai rapid numai. Că trebuie să mai upgradăm. Mamă, ce aici, fraților? Încă rezistăm, încă ne descurcăm. Ar trebui să mai rezistăm 9 minute, nu știu dacă se va întâmpla. Văd că vin foarte mulți, mă. Uită-te la ei. Unde pică? Mamă, ce omorât! Ok, ați văzut meteoritul ăla cum a picat? A omorât o grămadă de monștri de ăștia. Ok, deci meteoritul în faze de alea ajută foarte mult. Hai să upgradăm pumnii acum, că n-am mai upgradat de ceva vreme. Acum pumnii mei că sunt mai mari un picuț. Să fie de ajutor, eu asta pot să vă zic. Hop! M-am dus încoace să scăpăm de ea. Bă, 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 stai că am primit niște damage pe aici. Stai că am primit niște damage pe aici. Bă, vin de ăștia aurii, voi vedeți? Ăștia sunt noi! Mamă, pești aurii! Hopa! Mamă, level up, bun, 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 bun. Mai mult damage, mai multă viață, ce să dau? Mai multă viață. Dă-i cu mai multă viață acum. Că avem nevoie. Bă, ce vine aici? Sfârșitul lumii. Fraților, e sfârșitul lumii. Cred că o să mor. Ce asta, ce asta? Yes, 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 trebuie să rămân aici. Trebuie să rămân aici să primesc vaza asta. Că vaza asta îmi dă ceva bun. Ia să vedem ce bun îmi dă, ce bun îmi dă. Mai mult damage pe suliță. Dar aici e binevenit. Bă, voi vedeți? Oh, nu, cred că mor. Oh, nu. Oh, nu, fraților, cred că urmează să mor. Ah! Uitați-vă câtă viață mai am. Am nevoie de un pepene roșu. Unde pot găsi un pepene roșu? Mamă, e sfârșitul lumii. Efectiv, este sfârșitul lumii. Dă-mi rapid level up să dau upgrade la viață sau la ceva. Mamă, m-am dus, cred că murim, fraților, cred că e sfârșitul. Mamă, cum opa, opa, te rog de viață, de viață, ce găsesc de viață? Mamă, numai asta. Hai că, hai că o iau pe asta, să-mi crească viața mai rapid. Viață! Crește! Că uite ce vine după... Uite, pepene, pepene! Yes! Ok, mi-a crescut viața, nu cu mult. Dar mi-a crescut și mi-a scăzut la loc. Uite încă un pepene, vreau pepene, vreau pepene. Hop! Am trecut prin ăștia. Hop, am trecut iarăși. Mamă, 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 fraților! Vine sfârșitul lumii, literalmente! Iui! Fug cum pot, credeți-mă că din răsputerile mele fug. Dăm upgrade, upgrade, upgrade. Mamă, am crezut că mor. Ok, ceva de viață? Mamă, n-am găsit nimic de viață. Doar să dau mai mult damage. Sau bumerangul să fie mai rapid. Hai că am pus pe meteorit. Că acum sunt multe grupuri de astea și poate ne ajută meteoritul ceva mai mult. Hop! Am venit aici. Cred că dacă nu găsesc rapid un pepene, e posibil să-mi fi găsit moartea, fraților. E foarte posibil să-mi fi găsit moartea. Doar uitați-vă la viața mea. Doar uitați-vă la viața mea. Hop! No, 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 no. Uite un pepene, un pepene, un pepene. Ia pepene. Yes, yes, încă un pepene. Yes, 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 yes. Momentan mă descurc. Cumva încă rezist, încă sunt în viață. Dau cu pumnii, cu tot ce vreți voi. Bă, dar câți vin? Mai dați-mi un pepene, vă rog, încă un pepene. Uite, pepene, yes, yes, yes. Ah, capibara nu mai rezistă. Bun, 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 bă. Nu, 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 ce-am făcut acolo? Mama mia, por favor. Ce-am zis? Da, noi ne înțelegem, asta contează. Ok, pepene, yes. Oh, fraților, cred că sunt niște probleme destui de mari pe acolo, gen. Omoare. Dacă nu dau level up să-mi cresc viața, am mierlit-o ca și o pasăre care mierlește. Nu știu ce am zis. Vreau level up, am level 19. Trebuie să-mi dea level up și să-mi dea de viață. Te rog să-mi dea level up și să-mi dea de viață. Level up, level up încă puțin. Yes, uite și un pepene. Yes, mi-a crescut viața, mi-a crescut viața. Ok, mi-am făcut viața la maxim, că mi-era de la de upgrade. Și fiți atenți, n-am la pepenele ăla. Să ținem minte că acolo un pepene. Să ne reîntoarcem după el mai târziu când avem nevoie. Mamă, ce e aici? Trebuie să-i bat cumva, că n-am de ales. Trebuie să-i bat, trebuie să-i bat. Atacă cu tot ce poți, cu tot ce poți, capibara. Capibara sulițoasă. Ok, problema este una mare. Capibara mea. Iar am făcut level up, ba, s-au fur rapid. Na bun, la ce să dau upgrade? Dau upgrade la pumni. Că pumnii ăștia ne cam ajută. Dați pumnilor! Dați cu pumnii! Pumnilor, voi dați cu pumnii. Ați știut că treaba pumnilor este să dea cu pumnii? Mă, ce vorbesc iarăși. Sper să nu mor. Hop, am dat în jos. Uite, upgrade, yes, schibridop. Oh, fără schibridop. Bine, bine, bine. O, stai, ăsta nu e ăla. Hai, upgradez bumerangul. Sau, da, ăsta de pumni, ăsta de pumni. Și mai vine un upgrade aici, mai vine un upgrade. Ia. Bine, mă, surița mai puternică. Surița mai puternică. Dă-i surița. Oh, nu, mor. Vai, uitați-vă la viața mea. Vai, viața mea. Uitați-vă doar la viața mea. Cred că mor. A venit sfârșitul, fraților. Mi-a părut bine. Capibara sulițoasă i-a părut bine să joace cu voi. Dăm ceva de viață. Yes, viață! Asta. Mai crește viața. Nu mor. Uite, un pepene acolo. Țineți minte că acolo este un pepene. Să-mi aduc și aminte mai târziu de el. Să-l folosim. Bum. Încă 5 minute. Dacă cumva mai rezist 5 minute, sunt zeul. Zeul capibarelor sunt, dacă eu mai rezist 5 minute. Upgrade, viață, bumerang. Să dau ăsta de viață să-mi crească mai rapid viața? Ar trebui, fraților, că suntem păjale cu viața de o perioadă de vreme. Suntem păjale cu viața. Ok. Problema este că vin foarte mulți de sus. Dacă a dat meteoritul meu în sus, meteoritule, dă-i în sus un pic, dă-i în sus. Yes, dă-mi sus, dă-mi sus, așa. Bun, oh nu, cât damage am primit. Uite cum arată peștii ăia. Ăștia sunt peștii cei mai puternici acum. Aici pe PNL, vreau să iau pe PNL. Nu, încă un PPN. Bun, asta e. Dar ce să-mi cresc? Viteza? Meteoriții, pumnii sau bumerangul? Ce să fie? Ar merge viteza, să ne mișcăm mai rapid? Hai că am dat la viteză. Să ne mișcăm mai rapid, să putem scăpa din situații de astea neplăcute. Da, mulți vin. Mama mia, da, mulți vin. Dau și un level up. Să-mi dea viață. Dau și un level up. Uite, un pepene. Mamă, l-am luat la fix. Buu, level up. Uite, pot da reroll. Ce înseamnă reroll? Să-mi dea altceva. Nu-i bine. Reroll iarăși. Dăm ceva de viață, Mamă, nu-mi dă viață. Ultimul reroll. Mamă, nu mi-a dat ceva de viață. Suntem e jale. Ce să dau? Ok, meteorit am dat. Să vină mai rapid meteoriții. Uite, PPN. Bă, ne descurcăm. Uite, îmi crește viața acum. Ok. Oh, ce-i pe acolo? Level up din nou. Iarăși meteoriții. Da, meteoriții îți dă mai mult damage. Hai, meteoriții. Numai dacă ar pica meteoriții și unde trebuie, gen. Știți, să nu pice așa aiurea, să pici unde trebuie. Ar fi senzațional. Mamă, ce aici? Mamă. Ok, uite câte puncte. Level up. Bun. Iar nu-mi dă viață. Oare am viață la maxim? De asta nu mai îmi dă viață. Pumnii. Uite, dau ăsta. Așa, la șerpi am dat să dea mai mult damage șerpi de acum încolo. Yes, un PPN. La capibara îi place PPN-ele. Capibara mănâncă mult PPN. Bun, am dat pumnii să fie mai mari acum. Bă, dar mari pumnii. Bun, dacă aș... O, pică o meteorită acolo, fiți atenți. Nu știu câți au omorât, dar au omorât ceva. Mamă. Deci 3 minute, dacă mai supraviețuiesc, aș câștiga. Întrebarea este, voi supraviețui încă 3 minute? Foarte bună întrebare. Nu știu dacă voi supraviețui, dacă nu-mi dă ceva de viață. Urgent, viața mea! Nu știu dacă ați văzut câtă viață am, dar am foarte puțină viață. Am dat la damage. Cred că mor, fraților. Nu, capibara îngeraș! Am pierdut! Ok, fraților. Asta a fost o aventură pe cinste cu capibara noastră sulițoasă.